Tutaj sama szoje syn. Aleksandr, Aleksandr Paszko. Starsza pani Paszko. Taka zda twoma lata na mojej. Kary motivu pentru care ați venit. Problemele sunt mai complicate și mai de lungă durată. Acum un an de zile am trebuit să mă simt rău. Mă simțeam slăbit, dușeam. Începusem să am o durere la nivelul spatelui și soția s-a îngrijorat. A fost momentul de familie și acesta m-a trimis mai departe la medic pneumolog. Mai a crezut că întâi am o mică răceală, dar problema s-a dat viața e mai serioasă în momentul respectiv și... Serioasă? Ce vreți să spuneți cu serioasă? Am fost trimis la chirurgie toracică și am încercat să fac o biopsie, dar n-am reușit. De reușit m-am trimis la oncologie. Acolo ajungând, am început să fac o radioterapie și trebuie să listeze medicamente. Mm-hmm. V-au spus pentru ce vă fac toate investigațiile acestea? Nu, v-au spus, dar acum am început să mă gândesc, am discutat cu colegii de salon și că am un cancer. Dar medicii niciodată n-au comunicat cu dumneavoastră lucrul ăsta? Nu mi-au spus că face nimic, probabil că... Bine, haideți să vedem care sunt problemele acum și o să mă uit și pe foile de observație și după aceea o să discutăm și despre diagnostic, dacă vreți. Acum, ce mă supără cel mai rău este durerea de spate, care de 3 săptămâni este înfiorătoare. Foarte, foarte intensă. Puteți să-i luăm un pic de la început, de când a apărut durerea aceasta? A început acum un an de zile. Lucrurile s-au acceptat treptat în urmă cu câteva luni. Sunt destul de intense, iar de 3 săptămâni este insuportabil această durere. Noi avem un mod de a măsura intensitatea durerii. Încercăm să-i dăm o notă pe o scară de la 0 la 10. 0 înseamnă fără nicio durere, 10 cea mai groaznică durere care vă imaginați. Dacă vă gândiți acum, în momentul acesta, durerea dumneavoastră, ce notă ar avea între 0 și 10? Știu și eu, probabil că undeva în jur de 5. Dar sunt și momente când durerea aceasta este mai intensă. Dacă ne gândim la ziua de ieri, dacă vă gândiți media durerii pe ziua de ieri, deci pe ansamblu, ziua de ieri, cam durerea ce notă ar fi avut? Undeva la 6. A fost și o durere de 5, dar a fost și durere de 9. Undeva 6-7, probabil. Da, pentru că asta era următoarea mea întrebare. Dacă e să vă gândiți cea mai mare durere pe ziua de ieri, cât ați avut? 8-9 a fost cea mai intensă. Și cea mai mică? La început, când am albocalmin, durerele erau mai liniștite. Dar totuși persistau, știu și undeva de 2-3, dar nu cred că au coborât niciodată mai jos, dar niciodată nu au dispărut aceste dureri. E ceva care accentuează durerea asta sau e ceva care, din potrivă, face să fie mai puțin intensă? Știu și eu. În momentul când încerc să mobilizez brațul, parcă durerea se accentuează. Noaptea? Noaptea îmi produce insomnie, nu pot să dorm în această durere. E o durere surdă, care nu mă lasă să mă odihnesc. E ceva care o liniștește? La început albocalmin nu liniștea, dar acum nici albocalmin nu mai face efectul și... Poate găsesc o poziție. Cât albocalmin luați? Pe acum să iau 6 fiole pe zi. 6 fiole pe zi. Le luați la ore fixe? Nu totdeauna. De obicei, erau și câteva fiule care l-au mai întrebat doctore și mi-au spus să vă zic ce să mai au la nevoie. Dar câteodată, în cele 8 ore, am luat o fiulă, câteodată 2 sau chiar 3. Ați avut ceva efecte neplăcute de la albocalmin? Nu, n-am avut niciodată probleme de la albocalmin. Suportam medicul. Deci noi, de obicei, rugăm pacienții să noteze, avem aici desenul unui omuleț, rugăm să noteze unde e durerea lor. Dacă este una, poate că sunt mai multe, puteți să desenați unde e durerea dumneavoastră. Durerea principală este aici. Deci în spate. Pleacă de acolo undeva? Da, durerea vine
Vina pe urmă în jos. Așa, puteți să se aducă, nicio problemă. Așa, vine pe urmă în jos. Până aici, la nivelul cotului. Se oprește la cot. Da, niciodată nu coboră mai jos. În față, vine și în față? Da, pe partea anterioară a mâinii. Dar în fața anterioară aici nu, la nivelul... Acolo, pe piept nu vine. Mai aveți și altă durere în afară de durerea aceasta care mi-ați desenat-o aici? Deci pot să spun că neapărat sunt dureri, ci o senzație neplăcută de arsuri la nivelul mâinilor, palmele și degetele, mari de permanență. De o furnică cumva? Da, se poate spune și cum o furnică. Aveți aceleași manifestări și la nivelul picioarelor? Da, sunt și la nivelul picioarelor și de ce mi-aduc bine aminte, acesta a început în timpul tratamentului pe care îl făceam la oncologie. Luați citostatice acolo? Știu cum se numesc acele medicamente, probabil că citostatice se numesc. Nu știți ce luați, nu? Nu mi s-a spus tratamentul. Aveți bilete de ieșire? Da, am și niște bilete pe care o să vi le arăt și o să vi le aduc și să vi le arăt. Bun, deci înțeleg, acum dacă am vorbit ceea ce mi-ați povestit cu durerea și cum cât e de intensă, mi-ați povestit de durerea aceasta din spate, da? Și durerea aceasta, înțeleg că este ca o apăsare, ca un jung, o arsură, cum este? E o durere spre delitoare, ca și cum cineva ți-ar băga un cuțit în spate acolo și în momentul când apare această durere violentă, vine și pe mână în jos ca un fulger. Ok, am înțeles. Din cauza acestei dureri puteți, sau cu această durere puteți să faceți activitățile pe care le făceați în mod curent? Nu mai pot, nu mai îmi creează o stare de indispoziție, chiar și nervozitate. Nu mai pot să fac activitatea zilnică. Nici la serviciu nu am putut să mai merg din cauza acestor probleme. Nici copiii nu pot să-i mai ajută așa cum ne ajutam înainte. Și familia cum reacționează în condițiile astea? Soția înțelege, copiii... Poate e dificil să văd acest lucru. Câți copii aveți? Doi copii am. Să le trăiască. Ce vârstă? Sunt mai mult, 16 și 18 ani. Ați discutat cu ei despre boală? Nu am apucat să discut cu ei și nici ei nu m-au întrebat. Înțeleg că vă dă și însă când e boala aceasta? Da. De cele mai multe pot să dorm. E prost să adorm și dacă adorm, doar pentru foarte puțin timp și mă trezesc. Mai sunt alte lucruri despre durerea aceasta care nu le-am întrebat și trebuie să mi le spuneți? Nu, cred că v-am spus totul despre durerea. Bun, mai am eu o întrebare. Am înțeles ce e cu durerea aceasta din umăr. Un lucru mai vreau să rămânesc apropo de durerea asta care mi-ați deschis-o la nivelul mâinilor și la nivelul picioarelor. A zis că a început după ce ați făcut chimioterapie. Da, am mers la oncologie. Da, după primul, al doilea ciclu? Nu, cred că după trei sau patru ciclu de tratament. Și pe măsură ce ați făcut celelalte cicluri, a influențat cumva durerea sau nu? Durerea s-a accentuat și medicația a dat din ce mai puține rezultate. Da, pentru că medicația care o făceați, de fapt, nu era pentru durere, era medicația pentru boala care aveți la plămâni. Bun. Sau albocalmin, nu spuneți că era mai mult. Albocalmin. Am înțeles. Bun. Haideți să vă consultăm.